Conducerea spitalului a făcut primii pași concreți în demersul de realizare a reparațiilor capitale la clădirea dispensarului policlinic, care arată ca după război. Salariații serviciului tehnic din spital și cei ai serviciului similar din primărie s-au întâlnit cu specialiștii care vor face studiul de prefezabilitate al proiectului de reabilitare a clădirii în care funcționează cabinete ale medicilor concesionari, biroul Direcției de Sănătate Publică și spații ale spitalului. Un alt lucru care l-am demarat mai de mult, dar împreună cu doamna manager am avut o întâlnire cu proiectanții care vor face studiu de prefezabilitate pentru policlinică, așa cum îi zicem noi, policlinică, deci tot ce înseamnă spațiul unde ne desfășurăm noi activitatea, parte și din alte instituții și privat sau concesionari. Au cules principalele detalii, informații, modul de structură, de proprietate, tot ce puteau pentru prima întâlnire, urmând ca pe parcurs să țină legătura cu serviciul tehnic de la noi și de la primărie și să demareze acest proiect de reabilitare termoenergetică a policlinicii, o lucrare care o așteptăm cu toții, atât din punct de vedere estetic, dar cât și din punct de vedere al utilității, că vedeți că chiar nu arată bine, dar și pierderi sunt foarte mari. Studiul de prefezabilitate presupune culegerea primelor date referitoare la imobil, măsurători interioare și exterioare, verificarea modului de amplasare a viitoarelor circuite medicale. Clădirea dispensarului policlinic a fost construită în 1965 și nu a suferit de atunci nicio reparație capitală. Imobilul este extrem de degradat, mai ales pe exterior. Medicii care au luat încomodat spații pentru cabinete au făcut investiții interioare cu surse proprii. Per total, însă, interiorul nu are o construcție unitară. Tâmplăria a fost și ea înlocuită doar în interior, cea din spațiile comune fiind putredă. Edilii recunosc că pentru a repara capitalul, asemenea clădire trebuie investite sume uriașe, lucrarea însă va trebui urgent realizată pentru a putea fi salvată clădirea. Rămâne de văzut cu ce mijloace materiale se va realiza o astfel de lucrare.